Tocmai am încheiat o nouă ediție a evenimentului nostru anual, Xprim Time for Business, Forecast 2018 de această dată, și am trecut în revistă opiniile principalilor lideri și specialiștii din asigurări cu privire la ce ne rezervă viitorul. Detaliem subiectul acum cu domnul Adrian Marin, în calitate de președinte UNSAR. Bine v-am regăsit alături de noi! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație! Ne bucurăm că, iată, începem una nouă, așa cum ne-am obișnuit, cu evenimentul nostru în care trasăm liniile directoare pentru anul pe care tocmai l-am început. Cum a intrat piața de asigurări în anul 2018? Cum ați caracteriza în acest moment perspectivele pieței? Piața de asigurări a intrat cu toate, să zic, punțile care s-au fost puse în 2017, și aici mă refer și la cadrul legislativ RCA, care trece evident cu cadrul legal în 2018. Vedem provocările din sănătate, foarte importante. Vedem, bineînțeles, haideți să porneți la cadrul macro, dacă se poate, o să încerc să reașez. O să porneți la cadrul macroeconomic, așa cum am zis și în întâlnire. România a dovedit de ceva ani o dezvoltare economică importantă, sustenabilă. Chiar trimestrul 3 a făcut impresii internaționale, să vorbești de peste 8% creștere economică și cu un forecast de peste 6% anual. Dacă acesta se va dovedi sustenabil și va continua, este evident că vom vedea și efectul care vine mai târziu din asigurări, din creditare, din eventuale investiții în infrastructură, din eventuale investiții în toate domeniile energetic, în tot ce ar trebui să se întâmple. Evident, rămâne întrebarea dacă lucrurile merg așa de bine, încă vedem o reținere a investitorilor, atât străini cât și locali, care să sară pe acest subiect, dar el este dat cu siguranță de volatilitatea cadrului care intervine. Cu cât acesta va fi eliminat și diminuat, credem că premizele României se schimbă și implicit accelerat și premizele asigurărilor, implicit tot ce ține de creditare, de infrastructură, după cum am zis, de IMM-uri. Aceste lucruri se pot dezvolta, accelera sau frâna în funcție de evoluția pieței. Acesta, în linii mari, este 2018, pornind de la nivelul macroeconomic, pornind de la fiecare linie de business. Ponderea este dată, nu văd a se schimba ceva semnificativ în ponderi, pentru că sunt prea mari diferențele. RCA-ul rămâne linia de business cu cea mai mare pondere și influență și sensibilitate. Chiar și așa, cred totuși, datorită ponderii și ultimelor măsuri, că volumul primelor brute subscrise pe această linie de business va fi totuși sub nivelul din 2017. Acum, uitându-ne la Casco, ca să completăm această linie auto, la Casco, de asemenea, creditările sunt importante. Vorbim aici de retail și prin bănci, vorbim și de leasing operațional sau de alt tip. În schimb, cred că și la Casco lucrurile sunt ajutate pe o perioadă de cele ce derivă și din decontarea directă, pentru că sunt monitorizate ca și produs sau pot intra la linia aceasta de business cu regresul respectiv, dar nu cu o pondere foarte mare față de volumul Casco din România. În schimb, trebuie să recunoaștem că cele 625.000 de mașini care au intrat anul trecut în România, 80% sunt second hand, iar 73, dacă nu mă înșel, din cele 80% sunt mașini peste 10 ani. Deci ele nu contribuie accelerat la o dezvoltare a industriei. Și de aceea cred că vom fi probabil puțin peste, în mod optimist, să zicem, în acest an peste 2017, ca să privim pozitiv această linie de business. Ar putea acest aspect să conducă la apariția mai multor produse pe Casco, poate chiar destinate mașinilor mai vechi de 10 ani, cu anumite acoperiri, cu... Există șanse? Este dorit. Sunt membrii asociației noastre care încearcă în piață, sunt asigurători care au început să încerce produse de alt tip. Rămâne să vedem ce apetit au
în piață aceste produse față de această acoperire all risk pe care clientul știe că o are. De regulă știe că e acoperit la orice, că are o franciză sau nu, depinde de asigurător, dar acceptă greu că nu are vandalismul inclus sau anumite clauze care ar diminua semnificativ prima. Iar dacă ne vom referi la un număr foarte restrâns de clienți, nu va face diferența. Vorbim deja de ceva vreme despre dorința asigurătorilor de a-și diversifica portofoliul, de a investi cât mai mult în alte linii de business, altele decât cea auto. Care credeți că sunt liniile de business care pot duce către astfel de creșteri în 2018? Știu că vedeta până acum, cel puțin la nivel de discurs, au fost asigurările de sănătate, foarte multă lume miza pe ele, de property, am auzit și nu neapărat cu mari speranțe de creștere. Ce vedeți în 2018? Bineînțeles, vedeta, dacă ne uităm la piață, o să discutăm despre sănătate, despre health. Cred că este totuși corect să dăm ponderii, aspectul necesar, altfel prioritățile nu ți le asumi și reușești să aduci un volum care pare că crește semnificativ, dar este diluat de toate celelalte linii de business. Iar aici mă refer la case și la property care au a treia pondere în această piață și este semnificativ mai mare decât orice vedetă care vine din urmă. Și de asemenea, cred că aici vom vedea efectele în funcție de sustenabilitatea sistemului de creditare, dacă va continua în același stil. Bineînțeles că la property, altele decât, mă refer aici la case, toate depind de dezvoltarea din infrastructură, cum am zis, de dezvoltarea de investiții, care rămân încă o provocare și un mare potențial. Trecând pe această, eliminând această latură a ponderilor, cred că putem situa de departe health-ul ca fiind sănătatea, ca fiind vedeta, sănătatea care are încă un spațiu foarte important de a se dezvolta. Sunt acțiuni concrete pe care le încercăm în a și evidenția și păstra sistemul de fiscalitate în ciuda unui cadru care deocamdată este ambigu a unor norme. Cred că aici vedeta pe, și îmi pare rău că am scăpat, pentru că anumite companii au sănătatea raportată în non-life și noi am raportat cam totul la non-life până acum în discuție, dar am putea sări puțin și pe partea de life, unde companiile de life le-au raportate și sănătatea tot la life, iar acolo am văzut creșteri semnificative care au fost practic main driver, deci cei care au condus spre această dezvoltare, cele care au condus au fost tot, de asemenea, sistemul de creditare a fost cel care a condus. Și deci aici vom avea iarăși o dependență pe care nu trebuie să ne bazăm, la care ar trebui să luptăm în continuare pentru un alt sistem fiscal de deductibilitate, chiar și pentru polițele de viață, nu m-aș opri la polițele de sănătate. Și care au spațiu față de orice pondere din afara țării noastre, mă refer atât pe Europa de Est, cât și în Europa. Știți prea bine că este mult, mult mai dezvoltat afară decât la noi. Vorbim de o piață de 450 de milioane de euro care a crescut semnificativ, dar care are spațiu să meargă înainte. Vorbim despre utilitatea acestor polițe pe care oamenii trebuie să conștientizeze și aparte de sistemul fiscal trebuie să avem mai mult aparență și să fim mai activi în a arăta clienților noștri beneficiile acestor polițe și, bineînțeles, mai prezenți în educația financiară, cu limitele pe care le avem, fiind mai multe, mai mulți stakeholder care luptă aici. Unul dintre aceștia sunteți și dumneavoastră, care constant reușiți să faceți acest lucru de o bună perioadă de vreme și vă mulțumim. Bineînțeles că aici intervin și autoritățile de orice gen și numai puțin industria în sine, separat prin fiecare jucător, cât și prin asociații unde am încercat să dezvoltăm o platformă, este funcțională, o alimentăm și va trebui să o facem mai atractivă. M-aș opri și asupra agriculturii.
unde n-am văzut mari dezvoltări, dar se tot discută despre un nou cadru și eventual anumite deductibilități fiscale. Cred că este potențial acolo și este potențial mare și această țară a dovedit și prin evenimentele care apar că are nevoie de o susținere a unei industrii puternice care să reușească să ajute clienții să treacă peste o perioadă care s-a dovedit din ce în ce mai des că apare. Și aici mă refer nu la neapărat la inundații, ci tot felul de alte fenomene. Este foarte interesant cum s-au schimbat frecvența acestor fenomene și cum asigurările încă nu au atins trendul schimbării frecvențelor. Wordingurile, condițiile de asigurare sunt în schimbare, dar frecvența acestora și lucrurile care merg în jurul nostru sunt mult, mult mai importante. Putem spune că realitatea cumva o ia înaintea asigurătorilor în ceea ce privește asigurările agricole? Cred că de multe ori, numai în businessul nostru, realitatea o ia înainte. Să nu uităm, pentru că vorbeați de provocările 2018, să nu uităm aceste mari două reglementări legislative care au fost specificate în conferința dumneavoastră, mă refer la GDPR și IDD, respectiv la data, la protecția datelor și distribuția. Această distribuție care abordează mai multe segmente principale, aici vorbim și de training, vorbim și de produse în sine, cât și canalele de distribuție. Deci e o umbrelă foarte vastă care va implica schimbări operaționale profunde, din punctul meu de vedere, la fiecare entitate, astfel încât vor trebui să se adapteze și vom trece, așa cum am precizat și în întâlnire, cred că trecem la un alt nivel de layer de asigurări. Până acum am vorbit de solvabilitate, acum câțiva ani vorbeam de regrese foarte mult. Acest lucru va împinge aceste două entități, va împinge foarte mult clientul în față. Transparența, lucru normal și pozitiv, lucru care trebuie să îl manageruiești cu anumit cost. Acesta este marele semn de întrebare. Care este costul? Care este viteza și operațional cum reușești să implementezi având însă timp și de business. Această pondere de reglementări și într-o contradicție cu simplitatea impusă, această pondere este o provocare imensă pentru sistemul asigurărilor și nu cred că ne ferim doar la asigurări. Probabil asta se întâmplă și în alte domenii, spre deosebire de sănătate, unde alții au un avantaj competitiv total, neexistând acest cadru de... Vă referiți la abonamentele? Da, sau orice alt cadru care ar trebui să fie pus în aceeași situație ca și noi, pentru a putea sprijini. E adevărat, cu cât el vine în favoarea clientului, este binevenit și nu avem de ce să luptăm împotriva unor lucruri care dau normalitate. Important, foarte important este și costul acelei acțiuni, pentru că riști să mergi la o limită de a împinge servisarea și costul și calitatea. Pentru a fi atât de sus, ești obligat să ridici, probabil, pe anumite linii de business, chiar și prețul pentru a face față. Și atunci, contradicția asta între a fi și simplu, și eficient, și ieftin, și nu stă în picioare. Sunt câteva cuvinte cheie care dictează trendurile în asigurări, să spunem, am vorbit de reglementare, am vorbit de consumator. Să încheiem, să spunem, cu inovația, pentru că până la urmă inovația pătrunde în toate domeniile, n-are cum să locolească pe cel al asigurărilor. Cum vedeți evoluția în această direcție? Vorbim despre microasigurări, vorbim despre folosirea inteligenței artificiale în servisarea clienților și despre tot felul de implementări de tipul acesta. Vedeți în viitorul apropiat așa o mică revoluție tehnologică sau poate inovație de altă natură în domeniul asigurărilor? Da, inovația este un termen foarte larg și foarte, cum să spun eu, difuz. Evident că inovația poate însemna și capacitatea zilnică a fiecăruia dintre noi de a ne reinventa, de a privi lucrurile de la capăt și de multe ori din alt unghi, pentru că altfel
există acea zicală ultracunoscută, nu poți face nimic diferit urmând aceeași cale care ai făcut-o zilnic. De aceea trebuie să te înconjori de oameni tineri, de aceea trebuie să, să lași oamenii cu spirit inovator să fie în jurul tău și să nu le înnăbuși datorită bugetului sau altor aspecte această forță creatoare. Mergând mai departe, inovație este și ce era, ce se întâmplă acum față de acum câțiva ani, când aveam caiete întregi și vache, parcă le ziceam, pentru stabilirea, ne uitam și pentru stabilirea daunelor și pentru stabilirea tarifelor, iar acum ne uităm, eu eram foarte mândru într-o anumită perioadă când am făcut un fel de abac. Aveam tariful unul dintre cele mai complicate tarife din piață și am făcut un abac, o roată foarte mare, care în funcție de capacitatea cilindrică, în funcție de profilul clientului, persoană fizică, în funcție de zonă, era o roată, îl rotai și rezulta la sfârșit cota de primă. Atât de simplu era? Da, atât de simplu, credeți-mă, să-l faci n-a fost, dar de atunci până acum, când acestea se fac cu roboți și te uiți la tarife de primă și uitați ce se întâmplă și cu presiunea pe ce dam vis-a-vis de verificări, lucrurile au evoluat, le-am asimilat ca și când ar fi normalitate și vorbim despre inovație, ca și când noi n-am făcut acești pași. Privind mai departe, da, inovația merge cu o anumită viteză, mai ales acolo unde sunt banii necesari de inovație. Nu vă spun că am fost nu de mult în America și am fost uimit de infrastructură, am fost uimit de nivelul volumului. Acolo, dacă vorbești de un dolar sau de un ron, înmulțit cu numărul de persoane care apelează, este total diferit decât ați închipui că vorbești despre în altă parte a globului, cu atât mai mult într-o țărișoară ca a noastră, care își permite, în schimb, multă flexibilitate. Dar suntem în Uniunea Europeană și această flexibilitate are din ce în ce mai multe constrângeri la un preț local. Da. Și atunci rămâne la atitudinea noastră să găsim această soluție de inovație. Este evident că vedem toate aceste aspecte în afară, cu telematic, cu case inteligente vin peste noi, roboți care fac toate aceste aspecte cu frecvență mare, care ne mănâncă timpul operațional și care ne-ar putea lăsa timp mai mult pentru acțiuni, să, aceiași oameni să ne uităm spre inovație și dezvoltare de produse și să reașezăm gândirea organizatorică. Acestea vor veni peste noi, vor veni mai accelerat peste cei care au capacitatea să o facă accelerat, vor penaliza probabil pe cei care nu au forța sau nu au constanța de a merge în această direcție, dar cred că suntem încă departe în România să discutăm de mașini care vor fi pur și simplu fără șofer și de a înlocui polița de răspundere RCA cu polița de răspundere profesională a companiei care a făcut mașinile și din cauza incidentului s-au tras la răspundere. De asemenea, inovația poate ar trebui să vină și să ne simplifice viața și să o vedem într-o ramură care n-am văzut mai deloc, polița de răspundere. Atâta timp cât ai mai mulți roboți, mai multe aparate care te sprijină în activități din care derivă răspundere, evident că vii și cu un produs care să-ți asigure acea răspundere. Simțiți piața de asigurări din România că ar fi deschisă spre astfel de produse? Aș trece a sări peste răspundere, pentru că atunci când, nu de mult, dar când culoarea părului meu era cu totul alta, primul lucru când discutam cu un investitor străin, credeți-mă, era nu asigurarea de property, de bunuri, ci era de răspundere, pentru că avea o teamă față de ce răspundere are față de angajați, față de terți, față de ceva ce se poate întâmpla în companie. Aceasta s-a diluat destul de mult și am început să vorbim mai de property și de alte aspecte. Cu cât, în schimb, această răspundere vine și de la o companie, dar vine și la orice profesie pe care o avem. Orice se poate întâmpla de la fiecare dată. Evident că înlocuind și inovând pe parte din răspundere, vom avea produse și pentru acele
scule, roboți care ne vor ajuta să înlocuim acest cadru. Ne dorim toți inovație, ne dorim toți canale cât mai multe de a apela clientul, capacitatea unui asigurător de a fi o matrice care să acopere prin agenți, prin brokeraj, prin online, prin ori IDD, să vedem ce Affinity vor apărea, această capacitate va face diferența în a fi lângă client cum își dorește, cât mai repede își dorește și cât mai simplu. Evident că asta este provocarea numărul 1, dar această provocare trebuie să vină pe niște bani acumulați, trebuie să vină dintr-un profit, trebuie să vină dintr-o stabilitate, pentru că altfel toți vrem inovație, dar am văzut multe aspecte și în România inovatoare incredibile, care destul de repede, dacă au reușit să fie, au fost imediat cumpărate de coloși mondiali și s-au transformat o inovație integrată în altă parte. Noi suntem local și trebuie să ne facem business-ul nostru să devină profitabil, ceea ce se întâmplă tot mai mult, să ne menținem calitatea, să investim și ăsta e rolul nostru, să convingem, să investim cu viteza necesară pentru această inovație. Să declarăm așadar anul 2018, anul în care vrem stabilitate, acea stabilitate care să ne ajute să inovăm și să auzim și în piața românească de cât mai multe idei care să ducă la o dezvoltare sustenabilă în aceste vremuri ale schimbării și tehnologizării până la urmă. Vă mulțumim foarte mult pentru declarații și opinii. Să ne auzim curând cu noutăți și din partea UNSAR și în general despre piața de asigurări din România. Și eu vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare.